De mult, Cristi Dorombach nu a mai fost alături de noi cu rubrica sa Real IT. Cred că a fost să vâneze Pokémon. Sau ce ai făcut? Am mutat la Pokémon, cu siguranță. Acum e montat pe luna septembrie. Am venit în schimb cu vești noi și vești proaspete. Uite, cei de la Apple s-au decis în final când vor anunța probabil următorul iPhone 7, pentru că nu se știe ce denumire va avea, dar pentru că va fi lansat pe 7 septembrie, s-ar putea să se denumească iPhone 7. E bine, însă nu toate zvonurile se confirmă între timp. Tot ce știm sigur momentan este faptul că noul iPhone va avea același design ca și precedentele, ceea ce înseamnă că nu vom avea schimbări același, fără mici modificări? Cu anumite mici modificări. Pun cei de la Apple, puțin mai subțire, renunță la mufa de căști, renunță la buton sau îl schimbă cu total altceva. Dar până atunci nici cei de la Google nu stau degeaba. Ei lansează, voi ați arătat sistemul de operare ora trecută. Eu vă arăt acum o aplicație de la Google care se numește Duo. Este disponibilă și pentru telefoanele iOS și pentru Android. Această aplicație nu face nimic altceva decât video calling, ceea ce înseamnă că această aplicație ar trebui să fie acel killer pentru FaceTime-ul de pe Apple. Ai posibilitatea să răspunzi, să vezi întâi cine te apelează până să răspunzi la acel apel. Stella. Exact. Apelează Stella. Iar această aplicație se adaugă la dezordinea de aplicații de comunicație pe care le au cei de la Google. Cei de la Google speră să rezolve și să primească foarte mulți utilizatori în această aplicație, deși până acum nu au fost foarte încântați și n-au avut suficient oameni. Adică este absolut nou, pleacă cu un număr de zero. Deși e interesant să vezi ce face omul care te sună. Exact, până să te sune. Asta înseamnă că răspunzi puțin mai haios și mai bucuros. Poți să-l urmărești jumătate de oră până a răspunde. Da. Și dacă tot am vorbit de telefoane și hai să ne jucăm un pic. Acesta este un joc care se numește No Man's Sky. Este un joc foarte interesant pentru că se adresează celor care sunt pasionați de jocuri de descoperire, atunci când vor să facă acele să descopere lucruri noi și zone noi și așa mai departe. De ce este acest special acest joc? Pentru că el nu are finalizare, el nu se termină niciodată. El în acest joc, potrivit unui algoritm generat de calculator, hărțile se generează în continuu, planetele se generează în continuu pentru că trebuie să descoperi niște planete și toate misiunile care sunt în acest joc nu au o finalitate, iar mai mult decât atât, creatorii jocului spun că în acest joc, de fiecare dată când descoperi o nouă planetă, vei descoperi și un total alt peisaj care nu va semăna sub nicio formă cu vreun alt peisaj pe care l-ai văzut până acum. Aici doar privești, nu trebuie să împuști? Să împuști, te duci și descoperi și cercetezi lucruri de pe planete îndepărtate din sistemul nostru solar. Poți să te joci pe tablete, generate, pe telefon? Exact. Și planete generate de calculator. Da, și mai vreau să vă mai arăt un singur lucru, pentru că nici cei de la Microsoft nu stau degeaba. Ei au cumpărat serviciul de live streaming Beam. Vor să intre și ei pe piața de live streaming, ceea ce înseamnă că vom avea în continuare o concurență destul de interesantă în toate serviciile care transmit imagini în direct pe internet din partea utilizatorilor lor. Da, și Google Hangout se închide, se mută pe YouTube, dar despre aceasta discutăm și mâine dimineață. Perfect. Te așteptăm. Îți mulțumim foarte mult, Cristi, și Real IT, rubrică ce se vede și pe publica.md. Mulțumim, Cristi.